Bună seara și bine ați venit la
distanța de la O la E, V, C. Iar suntem în problema cunoscută, clasică, e vorba de perpendiculară, dusă din punct, dintr-un punct pe un plan. Exact. Da? Și acum, aseară am vorbit, trebuie să facem ce? Care e prima problemă? Primul pas. Era vorba de construcția acelui plan. Unui alt plan, perpendicular pe EBC, care se treacă prin punctul O. Care să fie, copii? O, M. E, O. E, O, M. M fie în mijlocul EBC. Da. Spune, fie în mijlocul EBC. Da? Și atunci, E, O, M este exact ceea ce îmi trebuie, pentru că E, O, M este planul perpendicular pe BC. Mai întâi pe BC. Din ce motiv? O, O, M e perpendicular pe BC. E, M, M fi la mijloc, triunghiul E, M, C, isoscel. Atunci E, M e perpendicular pe BC. Și iată pe BC perpendicular pe două drepte. Pe O, M și pe E, M. Deci, în momentul de față, BC e perpendicular pe planul O, M, E. E, O, M. Și ăsta e planul care, pe care l-am visat noi, pe care l-am construit, perpendicular. Pe planul EBC, dar spus, vă spune, păi era perpendicular numai pe BC. Cum să fie perpendicular acest E, O, M, perpendicular numai pe BC? Din ce motiv este chiar perpendicular pe dreapta, pe planul EBC? Trebuie să avem argumente. Deci noi avem acum doar atât, că planul E, O, M e perpendicular pe BC, sau invers, BC este perpendicular pe E, O, M. De unde știu că planul acesta E, O, M e perpendicular chiar pe planul E, BC? Avem o teoremă care spune așa. Dacă o dreaptă, BC, cum e cazul nostru, perpendicular pe O, E, O, M, pe un plan. Deci dacă am așa, să vă imaginați, dacă am o dreaptă, așa, perpendiculară pe un plan, orice alt plan care trece pe aici, din planul, din dreapta asta, orice alt plan care trece prin dreapta asta, este perpendicular. Da. Pe planul dat. Noi avem că BC e perpendicular pe E, O, M, iar planul EBC trece prin dreapta BC. Da? E, BC este pixul. BC e pixul. Și planul EBC e caietul ăsta. Și orice alt plan aș duce pe aici, ce se conține dreapta BC, totdeauna orice alt plan îl rotesc, adică, vedeți? Totdeauna va fi perpendicular pe planul, în cazul nostru, EBC va fi perpendicular pe EOM. Din cele două plane sunt perpendiculare. Și dreapta de intersecție a lor, EOM. Și acum distanța? După ce am construit, planul acesta perpendicular, acum dreapta perpendiculară din nou pe planul EBC, care va determina distanța, va măsura distanța, segmentul acela, înseamnă să spun că mă trebuie eu o mână. Da? E o M într-un punct. R. 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 Așa. Deci asta este distanța. Da? De la Ranuca. De la Ranuca, de la Ranuca. Așa. Deci e vorba de triunghi dreptunghic. E O M. Așa, l-am luat de parte. Și acum am construit perpendiculara din O. Așa stai. R. R, da.
Asta e distanța de la punctul O la planul E, B, C. Deci distanța, la pentru punctul B, da? Distanța de la O la planul E, O, M, E, B, C. E, B, C. E, B, C, da. E, B, C. Spunem așa. Este egal cu O, R. Egal cu O, R. Corect. Și acum nu ne rămâne decât să facem... Să calculăm. Să calculăm. E, O, o știm. 18. E, O, o știm. 18. O, o știm. O, M, o știm. E jumătatea lui 40. 90. Știu și eu. Fac acolo repede. Și până duce mai repede două părți. Pe două. Deci pe E, M, E, M, va fi egal cu radical din 400. Da. Câte? 300? 324. Și face radical din 724. Și îl descompune. Nu-i pătrat perfect, 724. Și îl descompune. Și mai ales compunere. Din... Hai să facem minunat. Ce mai? Haideți să facem noi cum l-am face ei, domn profesor. 724. Punem și 2 la egal 124. 4 ori 100 e 400. Pe 4 ori 100. 2 la 2 ori 10 la 2. A, se descompunem așa. Să vedem. Să vedem. Și să vedem. Ia să facem. Apropo de calculul ăsta. Deci, pe 20 era 4 ori 5. Deci 2 la 2. Ori 5, totul la a doua. Nu așa? Era 20 la a doua. Da. Era 2, 5, totul la a doua. 18 era... Plus 18, care înseamnă 2 ori 3 la a doua. 2 ori 3 la a doua, totul la a doua. Și la a doua. Apropo de putere, facem și omul. Păi nu? Asta e. Deci. Ei, vine... Cine nu facă omul, copii? Cât face 2 la a doua, ori 5, totul la a doua? 420, 400. Nu, mă, nu mai așa. Păi da, mă, întorci înapoi. Dar cum se dică un produs la 8 putere? La 2, la 4, la 5, la 2. Așa nu mă încerc să-ți la 4, la 5, la 2. Plus, plus. 2 la 2, hai să zic, 2 la 2, 3 la 4. 2 la 2, 3 la 4. Și doamne, de fapt, de ce putem spate factorul cu numai ea? 2 la a doua sigur. Și iese tocmai în față un 2 singur, da? 2. Aici a rămas 4 ori 25, adică 100, plus 3 la a patra, adică 81. Și egal mai departe cu 2 radical din 181, cum a spus și Miruna. Deci asta este... Dar mai bine descompunea de 24. Da, dar mai rămâne ca și cu treaba. Nu, nu, nu. Treaba e deșteaptă aici. Exact. Pentru că 400 l-am descompus, am lucrat cu puterii, cum se zic, au produs la o, la o putere, fiecare la acea putere, scoatele în factor comun, scoatele spre radical. Deci am avut mai multă treabă de făcut. Și acum, aria, aria triunghiului, e o mână, ali, e la o mână. E o mă, e boala care e mă. E mă, bine, e mă, ori. Ori înălțime, adică oră. Oră. Cât supra 2 și mai este egală altfel? Cu cateta 1, ori cateta 2 pe 2. Adică baza. Asta de baza 20 acum. 20 ori 18. Cât 2? Supra 2. Echivalent cu 2 ori renunțăm. E cum o știm. Și e mână cu oștirea acum, și poate mori deodată, egal cu 20 ori 18, supra 2 radical din 181. Simplificăm 20 cu 2 și 10, adică face 180, supra radical din 181, raționalizăm. Vorbește-am fi. 180
180 la egal din 181 sau 180? 180 la egal din 181. Eu nu mai scriu deloc. Exact. Vreau 181. Așa. Da, nu se verifică nimic, nu avea ce face. Bun. Asta a fost... Punctul B. O râg. Bun, am fost atât punctul C, vă știu. Dar un pic, mai avea o distanță în afară de el la C. Poate un pic diferit, ea de C. Nu, nu, e la plan, nu interesează la plan. Că era ușoară, puteam la o dreaptă. La plan nu interesează. Distanța de la A la E, B, C. Acum, să facem la plan. Ceva ce o facem și pe aia? La E, B. Iar trebuie să luăm un punct dintre ei dreapta de A, D, să tragem o paralelă la A, B și asta e pe aia. Așa. Că altfel la mână nu merge să fie perpendicular pe bun G. Deci A mână e de pe C, A, B e de pe C. Ia să fie. Și atunci aducem din... Nu, nu, mijlocul roadă. Asta e Miruna. Asta. Deci prelungim. O dacă vrei, Miruna, pe O, e de înainte, până taie, într-un punct, nu ne. Da? Ne punctul acesta. Și în loc să fac distanța de la A la planul E, B, C. Ba da. Distanța de la A la E, B, C. De la A la E, B, C. De la A la E, B, C, pentru că dreapta A, D, e paralelă cu B, C. Este problema de aseară. Păi asta zic și nu ce că n-a putut. Mă, asta nu mai înțeles. Deci distanța de la A sau de la orice punct de pe dreapta asta. Putea să ceară de la D. De la D. De la un punct mai iurea, simetricului D față de ei. Simetricului D față de A, este un punct aici și distanța de aici la planul EBC tot așa, e tot așa, e nou. Deci, atenție, ca să faci problema și mai urâtă, nu sunt distanța de la A la EBC. Fie pe simetricului D față de punctul A. Adică, tocmai T-ul aici vine. Să se afle distanța de la P la planul EBC. Ai înțeles? Ești speriat în condițiile astea. Distanța de la P la EBC, propus-o, pentru că vezi dacă o să duci pe nou. Și atunci, cum poate să fie orice altă perpendiculară dusă de acolo, cea care îi face serviciul de ștef, nu? Este acest punct amutat. Toată povestea era construcția planului care se treacă prin P sau prin A. Care să fie perpendicular, așa mi se mână, nu? Mi s-a făcut recentat că dacă n-ai făcut-o, n-ai înțeles problema de aseară. Bă, da, păi... Lăsă-mă șoare, nu mai intru, nu mai dă datura. Exact, te-au zis-o... Păi nu, dar dacă n-ai înțeles o problemă, ai intrat pe domnul profesor, ce nu înțelege atunci? Deci... Nu am zis să duc bine. Și așa, am stat, am găsit un... Și ai încercat din A? Da, dar nu mi-a ieșit asta. Păi nu puteai. La seară noi am muncit chiar o oră am stat. Și la problema asta am stat. Asta e asta. Deci hai să mai insistăm încă o dată. Deci, în clipa în care am distanța de la un punct, la un plan, eu trebuie să construiesc planul ăla perpendicular pe A, E, B, C. Da, care se treacă prin punctul A, sau prin punctul B, sau prin orice alt, prin punctul de care vorbește autorul. Despre care se vorbește din problemă. Și cum planul acela de construit, mi este foarte greu să-l fac, să-l construiesc de data asta, că sunt în aiurea, profit de faptul că punctul A este pe dreapta AD, care e paralelă cu BC. Și dacă o dreaptă e paralelă cu un plan, cu o dreaptă dintr-un plan, ea este paralelă cu planul. Și mă gândi planul ăla cerut? Tocmai. Dar și la planul cerut, acolo eu mă concentrez. Fiindcă, deci, am dificultăți cu construcția planului perpendicular de care am pomenit, care se treacă prin A. Atunci, profit de faptul că punctul A este pe o paralelă la planul EBC. Punctul A este pe o dreaptă.
altă, paralelă la planul MBC, dar de, știi, de unde știu eu că e paralel și nu intersectează? Păi nu intersectează pentru că AD e paralel cu BC. E dreptunghi. Sigur că da. E dreptunghi, deci e paralelă. Și iată, sunt în situația am o dreaptă, paralelă cu o dreaptă dintr-un plan, din planul de care vorbesc eu, din MBC, și atunci a vorbit de distanța din punct al acestei drepte, da? Distanța dintr-un punct al acestei drepte la planul MBC, e de fapt a vorbit de oricare din punctul acela. Nu neapărat din A, nu din D, nu din P care ci dintr-unul care nu este nimic convenabil pentru a construi planul. Perpendicular. Și de aceea m-am dus aici. Pentru că planul acum perpendicular este de așa construit. E mână, l-am construit data trecută. Este exact planul de care am o mare nevoie. El este perpendicular cu EPC. El, acest plan, se intersectează după el. Am dreapta din intersecție, am tot. Și acum, perpendicular am triunghiul acesta, izoscel. Nu? Ne-am dus perpendicular așa, acum din vârful meu. Va fi un paralel asta. Exact. Clar va fi paralel. Așa? Și două ori cât ea. Și va fi de două ori cât ea, sigur. Da. Și câteodată e rezolvată și problema. Deci aici să zicem S. S. Da? Iată că e N, S, N, S, egal distanța de la A, de la N la venit la plan. Da? Distanța de la N la planul EBC. Da. Și care e egal distanța de la A la planul EBC și care e egal cu distanța de la D la planul EBC și care e egal mai departe cu distanța de la P, cum spuneam, simetrică, nu știu ce, tot la orice punct, la orice punct. Așa. Distanța de la P la planul EBC. Tot nu se este. Vedeți? Asta vă zice. Oricare ar fi pe, indiferent ce pe la care pe mă opresc eu, ce aparține lui? AB. AB. AD. AD, da. Da, AD. Indiferent la ce pe mă obțin de pe opresc de pe dreapta AD. Și atunci, toate problemele. Și cum O, el era perpendicular pe E, M, iar N, S, e perpendicular și pe el, și ea pe E, M. Și mai mult, O fiind la mijloc, adică N, O egal cu O, M, N, O egal cu O, M. Din cele trei lucruri rezultă că N, N, S, sunt paralele, așa, da. Dar nu sunt mai fie egal cu de două ori, că e linii mijlocie, o ori, în da, linii da, da. Da? Nu sunt egal cu de două ori, o, iași. Și, adică, nu sunt egal cu de două ori, o ieri v-am aflat. Cât vă dat cu o ieri, copii? O ieri, 180, radical din 181 pe 189. Deci, 2, 100... 360, radical din 181 supra 181. Și iată, ies aproape. N-ai voie să mai iei vreodată. Da, și mai are o distanță. Ce bună și distanța aia care era... Și când e somn, dacă trezește cineva, gata, știi ce faci. De la E la A, B. De la E la... A, B. A, B. Da. E la A, B. Păi distanța de la E la A, B... Da. Egal și cu distanța de la E la B, C. Da. Oare e egală? E, da, normal. Că trebuie să zici. E dreptunghi, e dreptunghi. Asta. Nu-i pătrat. Nu-i pătrat. Dacă ai fost pătrate, că îți spuneam la coala, n-are o să mai faci. Dar nu e mai cu aia. Ba da, cu e, cu aia ce spate,
de la el la BC, sigur că era. Dar, iată, am să duc paralela. Da, o facem repede așa, nu? Asta este o T, să zicem, perpendiculară de AB și distanța de la el la AB tocmai e T. E T pentru interiorul acela de perpendiculară. Da? Asta este. Deci, cum o să redactăm aici repede? O să zicem așa. E o Maria, perpendicular pe planul ABCD, da? Da. Așa și OT. OT, dedesubt, OT. Perpendicular pe AB. Perpendicular pe AB. Care AB este inclusă în planul ABCD. Așa. Și din astea două conform cu celor trei perpendiculare. Deci eu că și E perpendiculare este AB. Și ne ducem în triunghiul. Construim E o AB și E o D. Eu o știm că este parcul 18. Da. O te o știm? O te, da. E jumătate de jumătate de 20. Nu. Eu o știm. E ce? E ce? A, care o te? Da. A, o te? Da. Jumătate din B, ce? 21. Da. Jumătate din B, ce? Deci 21. Și acum pe Pitagora aflăm repede pe E, T. E natura din care. Deci e T. Este egal cu radical din 21 la pătrat. Iată de ce am. 21 înseamnă 3 ori 7. 21 ne facem. Lucrăm tot așa. Da, 3 ori 7. 3 ori 7. 3 ori 7 la pătrat. Plus 18 la pătrat. 3 ori... 3 ori 7, ca să fii tot 3, să-l dăm în fapt. 9 ori 2. 9 ori 2. 3 la 2. Ori 2. Sunt la pătrat. Și egal la linia, vorbește, egal cu... Radical din 3 la 2 ori 7 la 2 plus 3 la 4 ori 3 la 2. 3 la 4 ori 3 la 2. Și egal mai departe cu... Scoatem 4 ori pe 3 la 2. Și în față? Și în față. 3. 3 radical din... 7 la 2 plus... 49 se scrie de acum. 49 plus... 4, 3, 6. Plus 3, 6. Și egal cu radical, cu 3 radical din 49 și cu 3, 6. 85. 85. Și cu asta am rezolvat și e de distanța de la E la dreapta B, C. Da. Sper să nu mai avem dificultăți. Ați zis, când trezește mama din somn, spune, Miruna, cum s-a prezentat așa de la punct? Pă, ce spui de vreodat? Fai, dacă nu faci așa, ce este aia? Mă taie cum e de mâncare. Nu, mama nu face așa. Nu. Mai înceapă, dar... Mai înceapă, dar nu ne știm. Mai îndrăznești urmă, da? Să nu știi. Am văzut, hai să vezi. Mama, ca ce bune. Normal. Mai înceapim și voie să vezi. Aria, o experiență în urmă. Știi ea că... Hai să-i chele, vede, domnule. Știi că mama nu se supără. Nu? Se supără, dar nu ajunge acolo să... Până la urmă. Tot doar o limită. Așa. Următoarea problemă. Dar e și mai bine. E încolo. În ipoteză, o piesă este... Deci un cub. A, B, C, D. A, B, 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 B. Deci în ipoteză. Avem că... A, B, C, D. A, B, 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 B. A, B, C, D. A, prim, B, prim, C, prim, B, prim, cub. De la 0, 5. Da? De latură 5.
Adică A, B, egal cu 5 cm. Și o piramidă patrateră B, A, B, C, D, de înălțime 5. V, A, B, C, D. Piramidă patrateră. Piramidă. Patrateră. Mai bine avea O, 5. În care avem B, O, egal cu 5. Da, Concluzie, oprim. Da, V e... Corpul este așa. A prim, B prim, C prim, D prim.
B, sau V, A prin B, prin C, prin D, prin. Deci volumul lui V, A prin B, prin C, prin D, prin. E la cu 5. V-O prin cât este, Maria? O, prin plus V-O. Adică? Zece. Zece, sigur. O prin, deci egal cu O prin, plus V-O prin, V-O. V-O, și este egal cu 10. Ce înseamnă? V-A. V-A. Unghiul pe care face V-A cu planul ABCD. Să faci cu tangenta o plăcerea. Iată, ne suntem unghiul pe care îl face o dreaptă cu un plan. Unghiul V-A oprim. V-A? O. V-A O? Da. Pentru că... Deci, dreapta V-A intersectează planul ABCD în A. Și am vorbit și la seapă. Aici nu înțeapă acolo. Aici nu înțeapă planul. Și acum, de pe dreapta asta, ca să vedem unghiul, luăm un punct pe ea și ducem perpendicular. De aici, de oriunde, din clipa asta, în problemă, cum avem VA, din V, ducem perpendicular pe planul ABCD. Proiecția lui V. Și cine este piciorul? O. Perpendicular e punctul O. Și acum a apărut unghiul A, O, V, dreptunghic în O. Hai să desenăm și noi figura. Deci V, O, da, și A. V, O, O știu? O știu, e 5. 5. Tangenta unghiului care? Care e unghiul? Voi spui tangenta din A. Care e unghiul? Tangenta din A. O, A, V. Așa. Tangenta și spune, da? Și spune. Deci tangenta unghiului format de dreapta de A cu planul ABC egal cu tangenta de unghiul din desen făcut V, O, A. V, A, O. Și egal cu tangenta, egal cu catet, cu cine egal cu tangenta? Eu știu că e cosinus pe sinus. Dar stai, și tangenta pe sinus? Nu, cosinus pe sinus. E tangenta cos pe sinus, da cu tangenta. O tangenta e sinus cos. Ne. E invers. Invers, exact așa, dar mă chinez. Invers. Tangenta e sinus pe cos, o tangenta e cos pe sinus. Cos pe sinus. Și totuși mai e ceva. Tangenta e? Cateta. Zii, Maria. Cateta opus. Sigur. Pentru că e sinusul care are cateta opusă pe ipotenuză și cosinusul alăturată pe ipotenuză. Ipotenuză se simplifică și rămâne cateta opusă pe cateta alăturată. Ține minte mai... Deci vezi? Asta face memorarea. Memorarea te dă peste cap când te vezi. Și tu ai zis, bine, tangenta unui unghi alfa egal cu? Sinus. De alfa, supracos de alfa, da? De unghi. Pentru că sinus e cateta opusă. Impotenuză. Da, deci sinus e... În concret, hai să notăm aici unghiul A, ca să fie clar pentru toată lumea. A, A. Și o să avem sinusul e cateta opusă. V-O. Supraimpotenuză de A. Și totul. Cosinus e cateta alăturată. OA. Supra ipotenuză VA. Și VA cu VA se simplifică și rămâne VO. Supra OA. Adică cateta opusă supra cateta alăturată. VO știu că e 5. Deci egal cu 5. Supra VA. OA. OA. O A e jumătate din AC. Da. L radical din 2, nu? 5 radical din 2 pe 2. Da. Supra 5 radical din 2, totul pe 2. Și atunci 5 cu 5 duce, 2 ajunge sus, 2 pe radical din 2. 2 radical din 2 și
Anexator e radical din 2 pe 2 și anexator mai radical din 2. Deci la tangenta unghiului acesta punem repede valoarea radical din 2. Volumul piesei. A piesei. Păi area bază de înălțime, adică area bazei la prim, pre-prim, ce prim, de prim, cu înălțimea cu o prim, nu? Asta ce ar fi? Volum. Volumul? Pe 3. Pe întregului corp, da? Nu. Atunci ce? Nu. Volumul da, al întregului corp așa ar fi, da. Al lui a prim, pe prim, ce prim, de prim. Nu-i poate rog volumul corpului să începem? Nu, atunci. Deci vă vreau să gândiți concret volumul corpului acesta. Păi volumul ar fi are bazie o înălțime. Nu mecanic, Miruna. Corpul ăsta din ce se compune? Corpul ăsta. Corpul? Da, din ce se compune? Dintr-o piramidă și un cub. Dintr-o piramidă și un cub. Și atunci volumul cu cine ar fi egal? Cu volumul piramidei plus volumul cubului. Asta, așa de lucrurit. Deci nu așa mecanic care poate o înălțimea supra 3. Că e volumul piramidei? Piese. Volumul piese. Volumul. Piesa se compune din cub la care nu, avem și o piramidă. Un capăt cubul acela pe una de fețe cu o piramidă. Asta nu credeți că era greșit complet? Ce ați aflat voi când spuneați area bazei, a prim, de prim, ce prim, da. De prim, ori de om de oprim. Ce ați fi aflat? De oprim am fi aflat area lui, volumul V, a prim, de prim, B prim, ce prim. Adică ce ar fi fost? Volumul supra 3, nu bănesc că ai zis, nu? Da. Ar fi fost? Piramide. Volumul în piramide. Și ștergeați colțurile astea. Colțurile nu mai fost. Deci din... Același o scris, nu așa ați scris, nu așa ați scris în ipoteză. În concluzie, așa a scris domnul profesor, volumul V, a prim, B prim, C prim, D prim, ca fiind în tot corpul. L-a luat așa, nu l-a luat la ea. Tot corpul, dar din ce-i compus tot corpul, tu trebuie să le falchezi. Deci volumul acestui corp... Egal cu volumul piesei, na, că poate nu s-a înțeles. Deci egal cu volumul piesei. Volumul piesei, da? Piesei. Și atunci, e cam mai departe cu volumului A, B, C, D, A, B, C, D, cu, da, volumului A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim, plus volumul piramidei. Volumului B, A, B, C, D. Nu zic voi pe ce din ce formată piesa? Sigur că da. Un cup și o piramidă, doar să știți, cup și piramidă. M-a derutat când ați zis comotarea că e cu mușul de ocazul. Da. Eu am zis, mă rog, să notez așa, pentru a surprinde notația. Era greu să spun volumul, dacă eu deodată spuneam că e volumul lui A, B, C, D, A, prim, de prim, ce prim, de prim, plus volumul piramidei, nu spuneam tot. Exact. Volumul piesei, da. Piesei acelea. Hai să numezi, fii scris aici, piese, da, pur și simplu. A piesei, exact. Atunci, tu trebuie să gândești așa, nu? Cum am văzut aici, să vezi. Dar cum faceți volumul cuplului? Cine? Care pe la treia. Eu la treia. Da? Deci eu la treia. 5 la treia. 5 la treia. 5 la treia. Plus? Care a fost de înălțime de 3. Adică? Adică, tot 5 la 2, 5 la 2, ori V, O, care e 5? 5 pe 3.